La data de 21 noiembrie 1997, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat codul electoral, care a reunit toate actele legislative referitoare la alegerile prezidențiale, parlamentare și locale. În baza codului electoral a fost înființată Comisia Electorală Centrală, ca organ de stat cu statut permanent pentru organizarea și desfășurarea alegerilor. De atunci și până în prezent, instituția a fost condusă de 8 președinți și a avut 6 componențe. De asemenea, în acești 25 de ani, CEC a asigurat desfășurarea a 9 scrutine parlamentare, 2 scrutine prezidențiale, 6 scrutine locale generale și 3 referendumuri republicane. Acești 25 de ani au fost ani de dezvoltare și afirmare continuă. Fiecare președinte, fiecare membru al Comisiei Electorale Centrale, fiecare funcționar a avut contribuția sa. Și grație profesionalismului și dedicației fiecăruia dintre funcționarii electorali, astăzi CEC se bucură de aprecierea actorilor politici și a cetățenilor. Succesul continuu înregistrat de Comisia Electorală Centrală, respectul de care se bucură, pornește de la faptul că este o instituție deschisă, transparentă și profesionistă, în permanență pregătită să-și îndeplinească atribuțiile la cel mai înalt nivel și într-un cadru electoral accesibil, în care cetățenii să aibă încredere. Începând cu anul 2015, Comisia Electorală Centrală a obținut atribuții suplimentare în ceea ce privește supravegherea și controlul finanțării politice. Pe parcursul anilor, Comisia Electorală Centrală a reușit să progreseze în acest domeniu și am obținut rezultate remarcabile în ceea ce privește supravegherea și raportarea transparentă a banilor obținuți de concurenții electorali, partidele politice, pentru finanțarea acestora. În continuare vom depune efort suplimentar pentru a controla acele resurse financiare care nu sunt declarate de concurenții electorali și partidele politice utilizate în activitatea lor. În activitatea sa zi de zi, Comisia Electorală Centrală se conduce nu doar de lege, ci și de un set de valori clar stabilite și respectate cu strictețe. Aceste valori asigură acel grad înalt de respect și acea credibilitate de care se bucură Comisia în prezent. Valorile de bază ale Comisiei Electorale Centrale sunt integritate, independență, imparțialitate, transparență, responsabilitate și profesionalism. Anume de aceste criterii se conduc și colegii noștri din teritoriu, cei peste 25.000 de funcționari electorali antrenați în organizarea și desfășurarea unui scrutin național. De-a lungul anilor s-au operat diverse modificări legislative cu scopul de a identifica cea mai bună formulă de constituire a componenței nominale a Comisiei Electorale Centrale. La moment, Comisia Electorală Centrală este constituită din 9 membri. Un membru este desemnat de către președintele Republicii Moldova, ceilalți 8 sunt desemnați de către Parlament cu respectarea reprezentării proporționale a majorității și a opoziției. Chiar dacă componența nominală a Comisiei se confirmă prin hotărârea Parlamentului cu votul majorității deputaților aleși, membrii Comisiei Electorale Centrale sunt inamovibili și nu pot fi membrii ai partidelor și ai altor organizații social-politice. Conducerea și membrii Comisiei Electorale Centrale sunt asistați în activitățile desfășurate de o echipă de adevărați profesioniști, în capacitățile cărora s-a investit enorm de-a lungul anilor și care astăzi dovedesc prin tot ceea ce fac că sunt oamenii potriviți la locul potrivit. Aparatul Comisiei Electorale Centrale este format din 6 direcții și 4 servicii. În cadrul acestor subdiviziuni activează circa 50 de persoane, marea majoritate a cărora sunt funcționari publici. Anume, acești oameni sunt purtători de memorie instituțională, ce asigură ascensiunea și dezvoltarea permanente a Comisiei. În perioadele electorale, atunci când presiunea pe Comisia Electorală Centrală crește simțitor, sunt cooptați și alți funcționari electorali. În special, e vorba de persoane din teritoriu care asigură la fața locului buna organizare și desfășurarea scrutinelor. Eu mai bine de un deceniu particip constant la organizarea și desfășurarea alegerilor. Misiunea noastră este să asigurăm condiții necesare ca oamenii să-și poată exercita nestingherit dreptul constituțional de a alege și de a fi aleși. Mă mândresc nespus că până acum am făcut față cu brio acestei misiuni onorabile și sper să am ocazie și pe viitor să particip la organizarea și desfășurarea scrutinilor în condiții democratice.
Managementul alegerilor este o preocupare permanentă a Comisiei Electorale Centrale și efortul în acest sens se depun constant, nu doar în perioadele electorale sau în timpul campaniilor electorale. Echipa pe care am onoarea să o reprezint asigură buna funcționare a Comisiei prin administrarea eficientă și îmbunătățirea continuă a sistemului de management electoral. În acest sens, depunem eforturi permanente pentru îmbunătățirea cadrului normativ referitor la procedurile electorale, planificarea și realizarea acțiunilor preelectorale și postelectorale, precum și realizăm controlul, monitorizarea și evaluarea procesului electoral la toate etapele. Un rol aparte în asigurarea activității eficiente a Comisiei Electorale Centrale revine tehnologiilor informaționale. CEC pune un accent deosebit pe acest domeniu, inclusiv pornind de la conștientizarea faptului că tehnologiile informaționale deja au devenit parte indispensabilă a activităților cu caracter electoral, iar ponderea lor în continuare doar va crește. Misiunea noastră este asigurarea implementării noilor tehnologii informaționale și comunicaționale în domeniul electoral. Totodată, suntem responsabili de gestionarea și îmbunătățirea aplicării sistemelor informaționale automatizate, dar și monitorizarea proceselor de elaborare și actualizare a listelor electorale. Acum, mai nou, suntem preocupați de tot ce înseamnă digitalizarea proceselor electorale. Un rol important în activitatea Comisiei Electorale Centrale îi revine și direcției juridice. Misiunea respectivei direcții constă în asigurarea juridică a activității Comisiei Electorale Centrale și respectarea uniformă a legislației. În calitate de conducător al echipei de juriști din cadrul Comisiei Electorale Centrale, țin să vă familiarizez cu principalii sarcini care îi vin direcției juridice și aici trebuie să menționez despre faptul că direcția are grijă de asigurarea aplicării uniforme a legislației electorale și a procedurilor electorale, de asemenea elaborarea și avizarea proiectelor de acte normative și legislative de către Comisia Electorală Centrală. O altă sarcină ar fi reprezentarea autorității în procesele aflate pe rol în instanța de judecată, dar și instruirea subiectelor implicați în alegeri cu tematici din domeniul legislației electorale și procedurilor electorale, precum și pregătirea răspunsurilor la petiții, sesizări, plângeri sau contestații parvenite în adresa Comisiei și care țin de competența Comisiei Electorale Centrale. Organizând diverse tipuri de scrutine, CEC gestionează și mijloace bugetare semnificative, iar întreaga povară, în acest sens, îi revine Direcției Financiare Economice. Noi suntem responsabili de menținerea și consolidarea managementului financiar și bugetar al Comisiei, implementarea politicilor electorale în domeniul financiar-economic și gestionarea resurselor alocate pentru activitatea instituției. Totodată, asigurăm procesul de subvenționare a partidelor politice, iar în alegeri gestionăm cu maximă prudență bugetul destinat bunei organizări și desfășurări a scrutinului în toate organele electorale. În ultimii ani, o atenție tot mai mare se acordă finanțării partidelor politice și banilor utilizați de către concurenții electorali. De aceea, e firesc ca în cadrul CEC să activeze o direcție de supraveghere și control a finanțării partidelor politice și campaniilor electorale. Misiunea direcției noastre este de a contribui la realizarea atribuțiilor Comisiei privind monitorizarea, analiza, verificarea și controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale în conformitate cu legislația în vigoare și standardele internaționale. Suntem pe deplin conștienți de rolul important ce ne revine și depunem maximă diligență ca acest domeniu să fie unul corect, legal și transparent. Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral este o instituție publică fondată de către Comisia Electorală Centrală în anul 2011. În prezent, CICDE are trei direcții prioritare de activitate. Este vorba de instruirea specializată a funcționarilor electorali și altor părți interesate, educația electorală și civică a alegătorilor, dar și a viitorilor alegători și alegătoare, și cercetarea subiectelor de interes electoral. Acum 11 ani, CEC a creat mai mult decât o simplă instituție bugetară. CEC a creat un centru de instruire care în timp a devenit model și referință pentru alte țări. Grație unei bune organizări a lucrului pe interior, dar și grație experienței acumulate de-a lungul anilor prin organizarea scrutinelor de diferit tip, Comisia Electorală Centrală a ajuns să funcționeze ca un mecanism perfect, iar prestația sa este apreciată inclusiv de către experți, analiști, jurnaliști. Cred că această instituție a făcut față provocărilor
Mai mult decât atât, vreau să spun că, din punctul meu de vedere, Comisia Electorală Centrală este cea mai bine instituită organizație din Republica Moldova. Actualmente, despre Comisia Electorală Centrală, care activează într-o componență nouă, putem spune că s-a angajat să modernizeze codul electoral care a fost adoptat în noiembrie 1997 și urma să treacă prin anumite modificări după ce de-a lungul mai multor ani, mai multor campanii electorale, observatorii naționali și cei internaționali au făcut recomandări astfel încât acest document să fie adus la standardele cele mai înalte. Sigur, CEC de la începutul și CEC de astăzi a făcut un salt foarte mare în activitatea pe care o desfășoară, cel puțin acum sunt voci tot mai multe care spun că alegerile în Republica Moldova se desfășoară într-o manieră corectă și liberă. Astăzi se pare că atât politicienii cât și cetățenii au mai multă și mai mare încredere în Comisia Electorală Centrală. Aniversarea Comisiei Electorale Centrale ne oferă un bun prilej de a aprecia profesionalismul funcționarilor electorali, care pe parcursul anilor au asigurat bună organizare și desfășurare a proceselor electorale din țară. În cei aproape 14 ani de monitorizare a alegerilor din Republica Moldova, Asociația Promolex a urmărit îndeaproape procesul de edificare a unei instituții independente, profesioniste, echidistante și transparente. Prioritatea noastră comună este de a asigura cetățenilor cele mai bune condiții pentru exercitarea dreptului constituțional de a alege și de a fi ales, bună credință fiind temelia acestui parteneriat de încredere. În acest context, salutăm eforturile Comisiei Electorale Centrale de modernizare a legislației electorale, de asigurare a transparenței finanțării politice, de promovarea egalității de gen, precum și a unor procese electorale inclusive. Ultimii 25 de ani, cu siguranță, au însemnat o etapă importantă, nu doar pentru Comisia Electorală Centrală, ci și pentru democrația din Republica Moldova. Fiecare scrutin, administrat de CEC, a însemnat o nouă treaptă în evoluția democrației autohtone. Dar mai urmează și alte trepte, iar Comisia Electorală Centrală este conștientă pe deplin de enorma responsabilitate ce îi revine în acest sens. Știm că avem în față noi provocări. E și firesc pentru că lucrurile sunt în continuă mișcare. Dar împreună cu echipa pe care am onoarea să o conduc, vom ști să facem față. Ne vom îndeplini onorabil misiunea și vom asigura o calitate înaltă proceselor pe care le avem în administrare. Vom depune tot efortul pentru asigurarea dreptului constituțional al cetățenilor de a alege și a fi aleși.